Să citim cuvântul care ne va sluji ca învățătură. Inițial m-am gândit la pasajul din Matei 9, dar am regândit lucrurile și vom citi pasajul din Marcu 2, de la 1 la 12, care descrie aceeași întâmplare, dar cu alte detalii. Veți constata că întâmplarea pe care o citim în această dimineață se regăsește în toate cele trei evanghelii sinoptice. Evanghelie sinoptică înseamnă similar sau asemănător. Adică Matei, Marcu și Luca sunt evangheliști sinoptici pentru că ei oferă cam aceleași narațiuni, aceleași întâmplări, în timp ce Ioan, al patrulea evanghelist, este nesinoptic pentru că oferă narațiuni sau întâmplări diferite de cele din cealaltă evanghelie. Deci Marcu, citim la capitolul 2, pagina 963, de la versetul 1 la 12, Marcu 2, de la 1 la 12. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Probabil în casa lui Simon Petru, probabil. Și s-au adunat îndată, adică imediat când au auzit, așa de mulți oameni că nu puteau semeni în cap pe locul dinaintea ușii. Adică și în curte erau oameni. Asta este ideea, da? Și atenție, el ce făcea? Le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog, un paralitic, purtat de patru înși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, datorită mulțimii, care era în casă și în curte, deci fiindcă n-au putut să ajungă până la el, adică până la Iisus, din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul, care în vremea aceea, și astăzi în Israel sunt acoperișuri plate, da? Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, adică doar la o parte, țiglele acelea rudimentare, da? După ce au dat la o parte, da, au spart acoperișul, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Da? Aici, în fața lui Iisus, da, unde vorbea Iisus. Probabil era undeva pe un scaun, Domnul Iisus și vorbea. Când le-a văzut celor patru oameni, le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau, atenție, în inimile, în mințile lor, da, gândeau așa, cum vorbește omul acesta astfel? Olește, adică blasfemiază. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Atenție, n-au rostit cu gura, le-a fost jenă. Au gândit, cum gândim noi de multe ori, așa cum când citesc cuvântul. Iisus știa ce gândesc. Și atenție, îndată, adică imediat, Iisus a cunoscut prin Duhul Său, care e Duhul Sfânt, Duhul Domnului, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. Și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile, adică în mințile voastre? Ce este mai ușor? A zice slăbănogului, paralizatul ăstuia, păcatele sunt iertate? Sau ai spune scoală, te ridică spatele și umblă? Ce mai simplu? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele ție, îți poruncesc, a zis el, slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și imediat, îndată, slăbănogul s-a sculat, ridicat patul, că era o rogojină, da? Probabil o zreanță, și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, am citit această întâmplare de nu știu câte ori. Și am auzit-o majoritatea dintre noi
de atâtea ori. Am citit-o și răscitit-o. Am auzit predici din ea și am predicat din ea. Dar mulți dintre noi am rămas la fel de inerți, la fel de neschimbați, la fel de insensibil la ceea ce de fapt s-a întâmplat acolo și atunci. Deci, Tată care ești în ceruri, te rugăm în numele drag al Domnului Iisus Hristos, îngăduie Duhului Sfânt prezent în noi și între noi să ia cuvintele Mântuitorului și să ne sensibilizeze prin puterea Harului Tău la a înțelege ce s-a întâmplat de fapt acolo și că vrei ca ce s-a întâmplat acolo să se întâmple azi aici cu mulți dintre noi. De aceea, Duhul Sfinte, în primul rând, ia mintea mea în mâna Ta. Ia inima mea, emoțiile mele, limba mea, gura mea, trăirile mele și fă-mă o pârghie, un instrument în descoperirea voii Tale, pentru ca gloria Ta, slava Ta, onoarea Ta să se vadă în biserică, Doamne, din cuvântul Tău. Ferește-mă, Doamne, ca să încerc să am vreo tentativă de a fura ceva, o fărâmă din gloria Ta, nu nouă, ci numelui Tău de slavă în dimineața aceasta. Pentru că sunt oameni aici încărcați de păcate. Chiar dacă nu sunt, nu niciunul paralizat ca omul acela, totuși, mulți de aici sunt afectați și paralizați în voința lor de păcatul care îi chinuie, care nu îi lasă să ia decizii ferme și își bate joc de ei. Deci îngăduie cuvântul lui, lui Hristos, să-și facă lucrarea transformatoare în mintea și în viața multora. Ne-ai promis, Doamne Iisuse, că atunci când Duhul Sfânt vine, va lua din ce este al Tău și ne va descoperi. Fă lucrul acesta astăzi, pentru că mulți dintre noi să-și ia patul, să se ridice, să plece la ale lor cu o altă inimă, trăind o altă viață. Amin. Luați locurile, vă rog, frații și surori. Nu e o noutate, pasajul citit. Majoritatea dintre noi nu suntem la primul contact cu această întâmplare. Și acum ne rugam. Din păcate, noi ne-am învățat să citim Biblia și mereu și mereu trecem prin aceleași întâmplări. Întâlnim aceleași narațiuni, aceleași povestiri și ne lasă la fel ca la prima citire. Mi-aș dori ca astăzi, când ne uităm la ce s-a întâmplat acolo, să nu rămânem ca în alte ocazii când ne-am întâlnit cu întâmplarea aceasta. Și aș vrea să vedem împreună câteva lucruri care merită atenția noastră și care să ne tulbure destul de mult încât să luăm decizii foarte serioase. Primul lucru, în primul rând, pune-te rog versetul 2. E foarte important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos, când intră în istoria noastră, face din cuvântul lui Dumnezeu prioritatea numărul 1 a misiunii lui. Ia uitați-vă, s-au adunat așa de mulți oameni, încât și în fața ușii, la intrare, în curte, era plin de oameni. Și El, Iisus, vestea cuvântul. 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 Dacă ne uităm atent în Evanghelie, constatăm că Domnul Iisus mergea din sat în sat, din oraș în oraș și predica cuvântul. Predica Evanghelia, predica vestea bună, care avea de face cu intrarea în istoria noastră a mântuirii, a împărăției lui Dumnezeu. Și Hristos, prin cuvântul Lui, invita oameni la împărăția lui Dumnezeu și spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru că împărăția
celor ce este aproape. Atât de aproape încât putem pune mâna pe împărăție, pentru că tocmai cel ce instaura împărăția, atunci acum în inimile oamenilor, era de față și le vorbea. Deci primul adevăr care ne izbește din plin este faptul că Domnul Iisus făcea din predicarea cuvântului miezul lucrării sale. Haideți cu mine în Evanghelia după Matei, în capitolul 4. Unde Mântuitorul face ceea ce v-am împărtășit și spune Matei, capitolul 4 cu 23, Matei, da? Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod, învățând poporul în sinagogi, predicând Evanghelia împărăției. Deci asta a fost prioritar și în consecință vindecând orice boală și orice neputință care era în popor. În popor, da? În popor. E foarte important să înțelegem că misiunea era asta. Haideți să cum tot în Matei, în capitolul 9 cu 35. Matei. Iisus străbătea toate cetățile și satele. Cetăți însemna orașe. Învățând pe norod în sinagogă, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în popor. Evangheliștii mereu și mereu vor să ne atragă atenția că Hristos avea ca mandat prioritar vestirea cuvântului și el spunea, cuvintele mele sunt duc și viață. De aceea biserica în toate timpurile, până când revine Hristos, capul ei, pe nor de glorie, biserica are ca prioritate numărul unu vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci e ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine trăiește cuvântul. Și amintiți-vă, săptămâna trecută, am avut 6 zile de rugăciune și ați primit programarea și știm pentru ce ne-am rugat în fiecare zi. Abia seară, la final și cam târziu, e adevărat, ne cerem scuze, ne-am rugat pentru ce? Pentru vindecarea bolnavilor. Pentru că am zis că prioritatea lui Hristos, capul bisericii și a bisericii lui, este predicarea cuvântului. Și în capitolul 4 din fapte, s-a rugat biserica primară, s-a cerut de la Dumnezeu să dea puterea apostolilor să predice cu îndrăzneală cuvântul și să se facă în consecință, în urma predicării cuvântului, minuni și semne pe mâinile apostolilor. Primul adevăr că trebuie să ne tulbure. Biserica predică cuvântul. Și treaba Domnului ce face după aceea în consecință. 2. Ne întoarcem înapoi în Marcu 2. În timp ce Mântuitorul vestea cuvântul, aducea oferta mântuirii oamenilor. Vedem ce se întâmplă. Da? Versetul 3. Au venit, da? Marcu 2 cu 3. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Adică 4 bărbați au adus un semen al lor, sigur le era prieten, probabil într-o pătură, într-o cârbă, într-o rogojină, într-o, da? Cum am văzut că unii bolnavi sunt luați de brancardier sau de temirce, infirmier și cară cu pătura, un betea care nu se poate mișca. Țin minte când am mutat-o pe maică-mea dintr-o cameră în alta, zicea sora care se ocupă de ea, eram cu Vasile, zicea, hai să o punem într-o pătură și să prindeți cele 4 colțuri. Ei, paraliticul ăsta a avut nevoie de 4 prieteni care se prinde de câte un colț și să-l ducă la Iisus. Hai să vedem ce se întâmplă. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, ce au zis, no, mă, ne pare rău, merem acasă. Venim mâine. Poate mâine o să vină mai puțin la Iisus și atunci încăpem mâine în casă. Încă o dată. 4 bărbați au un prieten. Nu știm cine a avut inițiativă. O zis paraliticul, mă băieți, uite vine Iisus, duceți-mă. Nu știm.
Pentru că textul va vedea, ne spune că Iisus vede nu credința lui a paraliticului, ci a prietenilor lui. Deci cei patru prieteni zic, băiete, colega, te ducem la Iisus. Atenție, cu siguranță prietenul a paralizat, n-a fost om de afaceri. N-a fost cu bani să zică asta, băi, ducem, noi îl ducem, îl vindecă Iisus și noi ne dă bani prietenul. Nu, a fost un nenorocit. A fost un om care îți inspira milă. Și-a zis, hai mă să-l ducem pe prietenul nostru la Iisus, poate că-l vindecă. Și când au ajuns în curte, plin de lume în curte, nu? Nu au zis, știi ce, bă, mă, ne par, noi am vrut, mai zis, tot, mă, noi te iubim, mă, noi am vrut, mă, noi am investit, mă, am plătit un taxi până aici, am venit cu ambulanță până aici, bă, dar nu mai putem, mă, uite, nu mai, e lume multă, mă, dar nici jene, dar, știi ce, hai, te ducem înapoi acasă, plătim noi transportul, da, actualizez un pic, și venim mâine, așa au gândit băieții ăștia. Nu. Nu. Ce au zis? Ok. Nu putem intra, curtea e plină de oameni. Ce să facem? Noi nu renunțăm. Noi știm că șansa prietenului nostru este astăzi. Dacă până mâine moare, îl avem pe conștiință. Dacă tot am făcut eforturi, l-am adus până la intrare în casă și full de oameni și nu putem, hai să facem încă un pas. Oh, dar trebuie să-l urcăm pe acoperiș. Păi n-avem scară, facem cumva, facem o scară din oameni, să le stricăm la om acoperișul, nu contează. Viața prietenului nostru e mai importantă decât acoperișul unei case. Dacă azi nu venim la Hristos cu el, mâine poate Hristos nu mai vine în oraș la noi, mâine poate are alte priorități, mâine poate noi intrăm la serviciu, azi e duminică, mâine e luni, plecăm la muncă, n-avem timp de pentru nostru, că avem familie, nu. Știi ce? Nu renunțăm. Poate că au fost negocieri între ăia patronul. Ce facem acum? Bă, băieți! E prietenul nostru. Dacă am fi noi în locul lui, ce ne-am dorit să facă cu noi prietenii? Și au zis, nu ne dăm bătuți. Marius, ăștia au fost bărbați, mă. Oameni de comitet. Hai de consiliu. Și nu ne dăm bătuți. Avem un prieten, ne pasă de el. Îl ducem la Iisus, orice ar fi. Dar rămâne acoperit și nu ne interesează. Plătim noi, chiar dacă nu are asigurare, dar vrem să ne ducem prietenul la Iisus pentru că nu mai are nici o șansă. Na, Călina. Duminica trecută, Marius, când spunea Călina aici? Nu vă fie milă de mine, nu mă doare nimic, dar medicii au zis că nu mai am nicio șansă. Cei patru? O zis, dacă până mâine moare prietenul nostru, dacă mâine nu mai vine Iisus, frați și surori, dragi prieteni, știți că cea mai periculoasă zi din existența noastră e ziua de mâine? Atâția dintre noi ne pune speranța în mâine. Cineva stă mă umble, n-ai că lăsăm până mâine, lasă că da... Avem chiar un proverb tare înțelept. Ce poți face astăzi? Nu lăsa pe mâine. Dar dracu, știți cum l-a sucit? Ce poți face astăzi? Lasă pe mâine, că poate nu mai trebuie făcut. Păi dacă alți vecini sau prieteni de-a lui lor aduce mâine la Iisus, noi ne-am făcut treaba până aici și gata. Atâția dintre noi pornim cu intenții bune, luăm hotărâri bune că e început de an, ne rugăm cu pasiune pentru cineva, postim pentru cineva. Și am dat spunem, n-are șansă, n-are rost, e prea multă lume, prea multe blocaje, prea multe bariere. Hai să învățăm în al doilea rând astăzi din întâmplarea relatată de Marcu. Să nu lăsăm lucrurile extrem de importante pe mâine. Ziua de azi e noastră.
Cea de mâine nu e noastră. Ne-a sunat nu de mult o verișoară de noastră din Chicago și a zis, bă, Atena, a pus Atena pe speaker, am învățat ceva la început de an. Ascultați ce a învățat ea și ne-a învățat și pe noi. Are și ea 62 de ani. Deci am învățat să mă bucur de fiecare detaliu pe care îl întâlnesc în ziua de azi. Că nu știu dacă mâine mai am ocazia asta. Te trezești dimineața. Păi ce bine că nevastă e lângă mine. Ce bine că bărbatul tău e lângă tine. Uai, ce bine. Ce bine că e copilul lângă mine. Ah, ce bine că mama m-a trezit, că n-am auzit telefonul. Bărbații ăștia au zis, nu. Nu ne oprește nimic. Hai să citim mai departe. Versetul 4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la Iisus, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart acoperișul casei, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. În timpul acesta, ce făcea Iisus? Vestea cuvântul. Vestea bună a Evangheliei. Oferta lui Dumnezeu. Viața eternă. Imaginați-vă că s-a făcut zgomot, praf. Dintr-o dată, oamenii mirați, nu l-am auzit pe Iisus, că s-a uitat, că se face gaură în acoperiș, op, niște funii, lasă pe ăștia, pe ăsta, cu o zdreanță, pe paraliticul ăsta. Hai să învățăm de la ei. Nu renunțați. Nu lăsați lucrurile importante pe mâine, faceți-le astăzi. 3. Uitați-vă, ce face Mântuitorul? Pe cine apreciază El? Hai să citim. Când le-a văzut Iisus credința, ce să înțeleg eu prin ceea ce numește Matei credință în viața celor patru oameni? Iisus știa foarte bine frământările lor. Știa foarte bine cu ce intenție au plecat de acasă și l-au luat pe omul la beteag. Era prietenul lor, din comunitatea lor. Imaginați-vă acel paralitic în viața lui înaintrat într-o sinagogă. Deci n-avea dreptul. Comunitatea îl privea ca un blestemat, ca un pedepsit, ca un păcătos. Parțial avea o dreptate, vom vedea imediat. Dar și-a zis, mă, hai ne facem milă de nenorocitul ăsta de pretindea nostru. Iisus a văzut efortul. Ioan spune, Iacob spune, credința fără faptă-i moartă. Ori cei patru și-au pus credința în acțiune. L-au adus cu o căruță, nu știu cu ce, de acasă, da? Până acolo, au sfidat mulțimile care îi blocau, au urcat pe acoperiș și au asumat riscul să plătească ei cheltuielile de reparații și și-au dus prietenul în fața lui Iisus pentru că ei au fost convinși că Iisus are soluția la prietenul lor și că nu vor să rateze șansa. Credința te pune în acțiune. Te pune în mișcare. Nu te lasă să visezi la ziua de mâine, poi mâine și răspoi mâine. Se uită la ei și când le vede credința, se adresează pacientului lor. Să auziți. Zice, fiule, fii vindecat, așa îi spune. Nu. No. Fiule, păcatele sunt iertate. Ce-o fi gândit cei patru? Acum am dat-o în bară. El face și de râs pe omul ăsta. Mă, e destul că e amărât și că e chircit și că lumea știe că... Mă, el face și de râs că spune și că e păcătos. Oare ce-a fost în mintea săracilor? Nu cred că s-a bucurat, nu cred că a jubilat. Sunt tristat pe moment.
fiule, păcatele sunt iertate. Interesant că Duhul Sfânt, când îi inspiră pe Marcu să relateze această întâmplare, nu ne spune ce s-a întâmplat, ce au gândit cei patru. Poate n-a vrea să știm, putem intui. Ce ne spune ce au gândit cei care scormoneau scripturile legea lui Moise și care aveau acreditare din partea rabinilor. Și în mintea lor au început să se miște rotițele. Ia uitați-vă ce spune cu mai departe. Versetul 6. Unii din cărturari care erau de față gândeau: cum vorbește omul acesta astfel? Ăsta nu știe! Pe cine poate ierta păcatele? Dacă numai Dumnezeu. Au gândit bine? Ce ziceți? Au gândit bine? Au gândit bine? Da sau nu? Vreau să spun că mulți creștini români nu gândesc ca și cărturării. Știți de ce? Auzi, nouă ne iartă păcatele cine? Preotul. Păi de-aia plătim. De-aia plătim slujbe. Noi am rezolvat problema sufletului. Mergem la parohia cu tare, la parohia cu tare, noi facem donații, noi construim mănăstiri, nouă ne iartă păcatele preotul. Cărturarii ăștia ne dau o lecție. Omul ăsta comite o blasfemie și rețineți în Israel cineva care se pretindea Dumnezeu a executat, de a fost executat Iisus mai târziu. Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Ma, când citești această întâmplare, te întrebi și tu, oare de ce Mântuitorul nu rezolvă problema pentru care cei patru bărbați au făcut eforturi enorme pentru prietenul lor? De ce nu pune rana mâna pe rană? De ce nu pune degetul acolo unde îl doare pe ăsta? Că noi de-aia l-am adus. Doar pe fișa lui clinică scrie clar diagnosticul. Niciun doctor nu a zis că e păcătos. Dați-mi voi o întrebare. Câți dintre voi ați intrat într-un cabinet medical și când ați intrat cu analizele medicale, să uite doctorul, uite ce VSH ai, uite la colesterol. Zice, doamnă, păcatele ți-s iertate. Ați întâlnit un medic de asta, un doctor, profesor, doctor? Ați întâlnit? Eu am 60 de ani încă n-am întâlnit niciun doctor. Și am fost pe la doctor și eu și am fost și operat și așa. Nimeni nu a avut treabă, nici nu m-a întrebat de păcate, Mărine. Când m-am dus în cabine, n-au zis, domnule, spune-mi ce, bă, ce treabă, ai fumat, ai băut, ai, cum s-a dat plămâni. Dar, domnule, ai curvit cumva, mă uit la analiză și se pare că ești un mincinos. Domnule, VSH-ul ăsta îmi spune că tu, nu te supăra pe mine, ce doctorul, VSH-ul îmi spune că tu consumi pornografie. Mă uit aici la tensiune, și cred că ai tensiune pentru că tu furi mult. Ați auzit o concluzie de asta? Acum, când cei patru bărbați își duc pacientul la doctorul doctorilor, doctorul își spune clar: fiule, marea ta problemă nu-i paralizia. Rămata nu-s rinichii, nu-i inima, nu-i ficatul, nu-i colonul, nu-i splină, nu-i creierul. Treaba ta e alta. Fiule, păcatele sunt iertate. Cum își permite asta? Haideți ce se întâmplă mai departe în întâmplarea noastră. Ia uitați. Deci tu, imediat, instantaneu, Duhul lui Hristos investigează gândul din mintea cărturarilor. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau asta în ei și le-a zis: de ce gândiți în felul ăsta? Nimeni din audiență nu știa ce știa Iisus și nu știau ce gândesc cărturarii. De ce gândiți așa?
Hai să vedem logic, spune Iisus. Ce e mai simplu pentru mine, ca Fiul lui Dumnezeu? Ce e mai simplu că mă uit la omul ăsta să zic, păcatele sunt iertate? Sau ridică-te, scoală-te și umblă, du-te acasă. Ce e mai simplu pentru mine? Am o întrebare acum pentru voi. Ce-i mai simplu pentru predicator al Evangheliei să spună unui om, ești iertat de păcate? Sau ridică-te, du-te acasă fără cancer. Ce-i mai simplu? Ce-ar fi mai simplu pentru mine să zic Călinei? Călina, ești iertat de păcat? Sau Călina, du-te acasă, ești vindecată de cancer și sarcomul s-a evaporat. Ce e mai simplu, Marin, să zic pentru Călina? Prima, de ce e mai simplu să zic, Călina, du-te, păcatele sunt iertate. De ce e mai simplu asta? De ce? Pe de parte, dar cine poate verifica ce am spus eu? Aveți vreo grilă de verificare? Dacă i-aș spune lui Cristi, care, mai e ce Cristi, Cristi, da? Rotaru. Bă, Cristi, du-te acasă, mă, iertate sunt păcatele. Și o să zic, Cristi, du-te acasă. Ești perfect vindecat de tot ceea ce te deranjează în organismul tău. Dacă zic varianta a doua, trebuie să se vadă. La prima nu se vede nimic. Atunci pentru noi, predicatori, e foarte simplu să rostim cuvinte proclamative, să rostim slogane, să eliberăm, să legăm, să dezlegăm, să ridicăm, să coborâm, să dăm în stânga și în dreapta. Pentru că nimeni nu poate verifica dacă se întâmplă ceea ce noi proclamăm și rostim. Dar ne frică să spunem, du-te acasă, Sabina. Nu mai e nici o celulă canceroasă. Mai poate verifica, pentru că merge la investigații, care dar e medic și un medic de excepție. Și ne rugăm Domnul să o binecuvinteze. Că mulți beteci au nevoie de tine. Deci o pus Dumnezeu în tine, Sabina. Mulți beteci. Și ai beteșugul ăsta ca să înțelegi toți betecii care vor trece prin cabinetul tău. Și Iisus vine și confruntă mentalitatea, gândirea cărturarilor. Dar ce e mai simplu pentru Fiul omului? Ce e mai simplu, a spune? Și atunci Hristos trage o concluzie pe care ei nu puteau nega. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Marius, dă-i un click? Da? Dar ca să știți, mai departe, Mariuse, da? Versetul 10. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție, atenție, îți poruncesc, Iisus, Iisus, da? Scoală-te, ridică spatul și du-te acasă, băiete. Acum am o altă întrebare. De ce a fost necesară afirmația a doua a Domnului Iisus? Ridică-te, ia spatul, du-te acasă, omule. De ce a fost absolut necesară această decizie a Domnului Iisus. De ce? Corect. Să confirme adevărul primei. Cu alte cuvinte, ca să știți că omul acesta e iertat de păcate, dovada iertării păcatelor lui este vindecarea. Du-te, ești vindecat. Și dacă acei cărturari au fost sinceri cu ei și cu logica lucrurilor, rămas pe gânduri și-o dat seama, da, păi dacă el a rostit iertarea păcatului acestui, că fac aici o paranteză, cărturare, aceasta era mentalitatea evreului Flavios, cine-i beteag, e păcătos. Vă amintiți cum gândeau și ucenicii când au întâlnit acel ord de naștere? Au zis, măsoare, cine a păcătuit că s-a născut orb? Cumva el sau părinții? Nu. Nici el, nici părinții. Adică în cazul orbului, orbia n-a fost consecința păcatului, ci a fost pusă cu scopul acea boală să se arate gloria lui Dumnezeu în acel beteac. Ei, cărturarii știau, ăsta e un paralizat, un nenorocit, pentru că e păcătos.
Și când vede, îl aude pe Iisus rostind, păcatele sunt iertate, în logica gândirii lor, rabinice, știau că dacă boala, paralizia celui om e consecința păcatelor, vindecarea este consecința iertării păcatelor. Și Hristos face minunea asta pentru ca să își demonstreze divinitatea. Adică el știa mentalitatea, gândirea iudaice corectă, că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și acum se identifică ca nimeni altul în istoria rabinică, că Iisus din Nazaret este una cu Iahve. Și asta îl va duce la execuție sigură. Pentru că evreul Evlavios nu concepea ca cineva să se identifice pe sine cu cel ce a zis, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt unic. Nu este niciunul ca mine. Nu puteau concepe că cel din fața lor, necunoscut iudeilor, rabinilor, neșcolat în gândirea lor rabinică, dar învățătorul tuturor, nu puteau concepe că el este singurul născut. Tatăl este Mesia în carne și oase în fața lor. Și ajungând la momentul acesta, o să spun că mi-am propus astăzi să vorbesc despre cea mai mare minune din viața unui om. Dacă ar fi să iau Evanghelie și să vă întreb astăzi, doar în Evanghelie după Ioan, unde avem 7 minuni, care toate sunt semne, sunt gândite foarte bine de Duhul Sfânt, care-i cea mai mare minune pe care Iisus a făcut-o vreodată pe pământ? În viața unui om, care e cea mai mare, ce ziceți? Care? Cristus, zice mai tare, iertarea păcatelor. Dai să fim sinceri cu noi, până în momentul ăsta, ce am crezut noi? Care a fost cea mai mare minune pe care Iisus a făcut-o în Evanghelie? Care? Viața lui Lazar. Pe omul ăsta era în putrefacție, înțelegeți? Zice Marta, Doamne, dar nu ne fă de râs, dar miroase greu, e de 4 zile. Și era vară, era cald, miroase greu. E cea mai mare minune. Păi dacă, amintiți-vă, în pilda Domnului Iisus cu bogatul și cu Lazar, zice bogatul din chinuri, trimite, Doamne, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar în lumea din care a venit noi, cam 5 frați, să le confirme că este viață după moarte. Ce zice Părintele Avram? Au acolo, prorocii bă Moise. Dacă nu cred ce scrie aici, chiar dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Noi avem impresia, și poate mulți până astăzi ce am auzit, ce ne-a vorbit Domnul până acum, că cea mai mare minune din viața unui om îi învierea din morți, vindecarea unui cancer, vindecarea unei dizabilități. Nu. Cea mai mare minune pe care un pământean o poate experimenta. Nu-i nici măcar învierea din morți. Și au fost și în zilele noastre oameni înviați din morți. Am auzit mărturii clar de necontestat de oameni care de la morgă s-au ridicat. Nu-i vremea să povestim. Am vorbit cu oameni care au fost în moarte clinică. Am un prieten care a trecut pe acolo. Îl cunosc bine. Care azi își mormântează cumnatul la Dobric. Cea mai mare minune pe Dumnezeu poate face în viața ta, Simona. Și-a făcut-o în viața mea. Și-a făcut-o în viața unui copil de 16 ani. Îi să zic că păcatele sunt iertate. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea sigură. Nu doar cea biologică. Asta e simplă. Toți o plătim. Mare întrebare, ce se întâmplă la înviere?
Nu-i cea mai mare minune că vom învia din morți. Până și păgânii vor învia din morți. Până și un Hitler va învia din morți. Până și un Mussolini va învia din morți. Și un Michael Jackson. Și nu mai spun nume să întinez sala asta. Toți criminalii părintei vor învia din morți. Mare minune. E ca într-o zi cuvântul lui Hristos să te convingă că în sângele Lui ești iertat de toată grămada păcatului. Și că prin credință în Hristos te naște Dumnezeu din nou. Ca și cum niciodată n-ai fi gustat păcatul. Ca și cum vorba lui Nicodim, ai fi ieșit acum din pântecele mamei. Dar nu biologic, că noi ne naștem în păcat, ci fără păcat. Ca și cum gura ta niciodată n-a spus o înjurătură. Ca și cum gura ta niciodată n-a bârfit pe nimeni. Ca și cum ochii tăi niciodată nu s-au gândit, nu s-au uitat la o altă femeie, la alt bărbat. Ca și cum creditul niciodată n-a fabulat scenarii mizerabile, sexuale. Ca și cum niciodată mintea ta n-a gândit vreun gând murdar. Ca și cum ai fi perfect, perfect, perfect. Ei, asta s-a întâmplat când a zis Iisus: fiule, păcatele sunt iertate, ești un om născut din nou. Și ca să te conving că ți-am iertat păcatele, scoală-te, fii vindecat, du-te acasă și trește-ți viața ca om născut din nou. No, minune ca, mai mare ca asta nu există. Atenție, dragii mei. Cunoaștem în Evanghelii minuni deosebite. 10 leproși au fost vindecați. Ăștia erau ca niște canceroși astăzi. Când am lăsat moarte, au fost vindecați toți. Unul a fost mântuit. Și așa o trăiți viața în continuare. Nu știm dacă s-a mai întors la Hristos vreunul, dar în ziua în care i-a vindecat, nu s-au întors înapoi. Au ajuns mai departe cu păcatele lor. Așa că nu-i mare lucru că Dumnezeu să vindece de orice boală, oricât de gravă. Dar mare lucru ca Dumnezeu prin cuvântul Lui să-ți declare iertate toate păcatele. Și spune, hai, într-o zi îți promit că moartea nu te va afecta, regretul nu va exista, lacrimile îți promit, le șterg eu. Și nu-i spun ceva. Tata, mi-a promis că îmi dă planeta în stăpânire. Și tata vrea să domnesc pe planeta asta restaurată, nu singur, ci cu o mulțime de frați și de surori. Și vreau tu să fii sora mea și tu fratele meu. Vreau ca mare preot să domnesc pe această planetă restaurată cu un popor de preoți, vino și tu. Și fă parte din neamul acesta special. Ce minune mai mare. Nu cunosc una. Dacă voi cunoașteți, îmi fac timp. Sau de vorbă cu voi, dar alta nu cunosc. Că dintr-un mizerabil, dintr-un stricat, să fac un om născut din nou. Am un consătean, a plecat la Domnul la 71 de ani. Mulți îl cunoașteți, nu-i dau numele. Constantin de-al meu. Un om cu o viață nu murdară, spurcată. Deci, bănelule. Eu când trăgeam câte o beție, mă, eu mâncam paharul de sticlă și niciodată nu m-am tăiat cu niciun ciop. A fost o putere demonică peste el. Și era un meseriaș în combinat de nota 10. Până când a murit, îl tot chemau firmele mari să le lucreze, că avea un creier deosebit. Dar când l-a atins puterea Evangheliei, omul ăsta era de nerecunoscut. Înainte de a muri, l-am întâlnit în piața centrală. Nu știam nici unul că el va muri. Pe proroc a murit. O zbănelule.
Avea un limbaj ca pe la țară. Mă, mi-e așa de ciudă pe mine, mă, mi-e așa de ciudă pe mine, mă. Mă, nu pot birui păcatul, mă. Povara lui era una singură, de ce nu poate birui? Păcatele astea mărunte, care pentru ei nu sunt păcate. El era așa de atins de Evanghelie și de transformată, că nu suporta nicio scamă de păcat. A murit la 71 de ani. Cam prea repede, spunem noi. Dar pentru că a fost atins de puterea Evangheliei și i-a fost iertat păcatul, ce mai contează când mori și cum mori? Dacă mă uit la Sfinți cum a murit, unii tăiați în două cu ferestră, nu, cine își dorește moartea asta? Cine? Acei, decapitați! Dar Pavel i-a tăiat capul. Petru, se spune că a fost răstignit și a zis, am ultimă dorință înainte de moarte. El a murit prin crucificare, puneți-mă cu capul jos pe cruce, pentru că nu merit să mor ca și Hristos, pe care l-am lepădat. Închei cu o întrebare absolut legitimă. Bun, frate Nelu, dacă în momentul în care Iisus proclamă iertarea păcatelor și dovada iertării păcatelor este vindecarea bolii și dacă suferințele umane sunt consecința păcatului, de ce în momentul în care Domnul ne iartă păcatele, rămânem cu diabetul? Rămânem cu tratament pentru tensiune și lista continuă. Și mergem la dializă. De ce nu se întâmplă? De ce nu se întâmplă? Vă spun ce am înțeles din Evanghelie. Toate aceste intervenții absolut speciale lui Hristos au fost dovada că El este cine a pretins că este. Și a convins atât de mult pe cei din generația lui. Uitați cum se încheie pasajul acesta. Hai să citim. Versetul 12. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți, fără excepție, cred că și cărturarii, toți au rămas uimiți și în consecință slăveau pe Dumnezeu. Și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Credeți că s-au gândit ei niciodată? N-am văzut să-i ierte păcatele unui om. Nu lasă s-au gândit, ci să fie vindecat. Pentru că noi nu rămânem șocați când vedem transformarea unor oameni din niște tigri în niște miei și suntem șocați când auzim că un cancer a fost vindecat, că o tumoare s-a evaporat prin puterea lui Hristos. Așa e ființa umană. Deci nu întotdeauna Domnul Iisus Hristos ne vindecă bolile, ci vrea să învățăm lecția fundamentală a umblării cu El, că iertarea de păcat și domnia cu El este de departe mai importantă decât sănătatea noastră fizică, decât prosperitatea noastră materială, decât o căsnicie superbă. Garanția că ești iertat de păcat este liniștea și puterea să înduri suferințele vieții, traumele vieții, să spui ca și Călina, nu mă plânge, nu mă doare nimic, chiar dacă am cancer. Tata știe ce-i cu mine. Ne vrea să-i dea viață lungă la Călina, să ne bucurăm de ea. Dar nu suntem noi stăpâni. E stăpân tata. Și închei cu ultima întrebare. În viața ta a avut loc cea mai mare minune? Dacă nu, rugăm pe Domnul Iisus Hristos prezent și prin Duhul Sfânt și prin Scriptura să rostească și în dreptul tău, fiule, fiică, păcatele tale sunt iertate. Ridică-ți neputința, du-te mai departe cu diabetul, du-ți mai departe tumora, până la bătrânețe. Sau, fiule, fiică, păcatele sunt iertate. Scoală-te, du-te acasă vindecat. Orice ar spune Iisus, oricare ar fi a doua rostire, important să te convingă de adevărul primei rostiri. Fiule, fiică, păcatul ți-este iertat. Păcatele sunt iertate. Du-te acasă
liniști și liniștită. Și mai fă ceva. Când ești convins până în străfunduri de acest adevăr, spune, mă pot și eu boteza? Dovada că ești convins sau convinsă că Iisus ți-a iertat păcatele murind în locul tău pe cruce, următoarea, vreau să intru și eu în poporul Lui, vreau să intru în legământ cu El, vreau să mă botez. Domnul să te ajute, amin.